Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem în plină campanie electorală. Deja au trecut 11 zile de la debutul acestei noi campanii în care românii încearcă să găsească pe altcineva care să le conducă destinele, cel puțin pe plan local. În această seară, alături de mine, în fața dumneavoastră, Ionuț Pupcheanu, candidat din partea Partidului Social Democrat la primăria Galați. Bună seara, bine ați revenit la ediție specială. Săruna, mulțumesc de invitație. 11 zile de campanie electorală, așadar, cum o vedeți dumneavoastră până în acest moment? Curat, murdar, Conule Iancu? Până acum, sincer, mulțumesc lui Dumnezeu, în limitele decenței. Sper să continue și de acum încolo în aceleași condiții. Sper ca toți contracandidații să fie înțeles că cetățenii acestui oraș au nevoie de dezbateri, de proiecte, de oameni care să vină cu acel plus de valoare pe care îl caută absolut toată lumea și că de acest circ s-au cam săturat cu toții. Dar cu toate acestea sunt ferm convins că ce e mai bun, cu ghilimelele de rigoare, e lăsat pentru ultima săptămână. Cred că o să vedeți, știm așa fiecare despre fiecare cam ce cuțite își ascut, cam ce murdării țin deocamdată sub preș și cam ce vor scoate pe ultima sută de metri. Sper ca cetățenii și cei care vor veni la vot să facă diferența între un proiect bun, un om capabil și aceste cantități enorme de noroi care vor fi aruncate în joc. Care a fost treaba cu mașina aceea de la Ecosal și cu colegii dumneavoastră de partid care au plecat noaptea să lipească afișe? Hai să lămurim și povestea aia. Din păcate, în momentul de față, știți, se spune că cine se scuză se acuză, e o vorbă românească. Dacă v-aș spune că habar n-am avut despre chestia asta, o să spuneți, domnule, termină cu prostii. Sunt în concediu de 2 luni de zile, lucru pe care unii dintre ceilalți contracandidați n-au căzit de cuvință să facă același gest. E o eroare a unui tânăr, într-adevăr, care este și angajat la Ecosal, care din dorința de a face, știți cum e, când o să doriți să vezi prea mult. Pe linie administrativă, probabil că n-aveți cum, având în vedere că sunteți în concediu, să-l penalizați. Pe ba linie da. Politică. Ba da. Ce s-a întâmplat? Ați luat măsuri? Conducerea care, directorul care îmi ține locul în momentul de față, i-a desfăcut contractul de muncă. De o săptămână de zile nu mai este angajatul Ecosal. Asta e, greșeala se plătește. Nu l-a rugat nimeni să facă o astfel de prostie. Când îți asumi decizii, trebuie să-ți asumi și repercusiunile deciziilor pe care le iei. Suntem oameni mari, suntem oameni maturi, nu cred că e cu supărare. Ok. Ziceam de campanie electorală, da? Și vorbeați dumneavoastră de proiecte, să-și aleagă. V-ați uitat la ceilalți contracandidați și la mesaje? Vă contrariază ceva din toate mesajele? Sau ați remarcat ceva ieșit din comun? Singurul a cărui material și datorită scandalului care a planat acum câteva săptămâni asupra acelui plagiat a fost cel al domnului Nicușor Ciumacencu, la care m-am uitat ceva mai atent și eu. În rest, sincer să fiu, toți ceilalți contracandidați și-au lansat extraordinar de târziu programul. Programul domnului Durbacă mă amuză pe aici, pe acolo, când văd că merge cu aceleași idei de mult apuse, este cel care a dat autorizațiile de construirea tuturor garajelor, a tuturor buticurilor, este cel care a dat casă tuturor, care a îndeplinit dorințele tuturor. E un fel de duhul din lampă, să zic așa, domnul Durbacă. În rest, domnul Stan și-a lansat prea târziu, din punctul meu de vedere, programul și e un program care, din păcate, sunt trecute, am văzut și realizările. Păi, 3/4 din realizările dumnealui nu sunt de fapt ale lui. A avut doar norocul că au fost finalizate în primul an de mandat toate proiectele începute de Nicolae. Asta odată. Doi la mână, ceea ce le propune gălățenilor nu țin de primărie. Terminal intermodal n-are nicio legătură cu primăria. E un proiect al FDJ-ului cu un investitor. Da, și PSD o bate monedă pe același lucru.
acolo e trecut, dacă vă uitați în programul meu, pentru că amintim de el, este doar, nu e ca o investiție a primăriei, ci e ca o facilitate de care pot beneficia potențiali investitori, nimic mai mult. Nu și-asumă nimeni construcția unui terminal intermodal pentru că nu ține de primărie, n-are nicio legătură cu primăria. Molul, deci primăria face moluri. În cel mai rău caz, singurul aport pe care poate să-l aibă primăria la construcția molului să, într-adevăr, să dea autorizație de construire. În rest, vine cineva să pună vreo două cărămizi, să face cu vreun leu din fondurile primăriei. Deci n-ar fi legal. Păi și atunci despre ce vorbim? Iar domnul, vorbesc de cei care, hai să spunem, cât de cât contează, iar domnul Cristache n-am văzut două idei puse una peste alta. Să mă ierte Dumnezeu, dar la dumnealui chiar n-am văzut absolut nimic. În afară de faptul că toată lumea e nasoală, toată lumea e rea, toată lumea e o cloacă, din păcate, văd că se străduie extraordinar de tare să intre și dumnealui în această cloacă. Spuneați înainte de emisiune că sunteți, poate nu neapărat dezamăgit, dar cât contrariat de faptul că tinerii nu se implică absolut deloc în mersul politic al vremurilor. Ne uităm cine candidează la primărie, cu două excepții. Candidații, cel puțin pentru funcția de fotoliu de primar, sunt tineri. Da. Și atunci, cum vă explicați? Încearcă pe undeva partidele să promoveze tinerii ca să-i atragă și pe ceilalți în joc? Am să vorbesc strict de Partidul Social Democrat, pentru că la urmă ar trebui să ne uităm în curtea noastră și nu peste gard. În partidul nostru a început o primenire de ceva vreme, ceea ce mă bucură foarte mult pe mine, pentru că îmi regăsesc colegii cu care am crescut, accesând la niște funcții prin care pot să-și aducă toată experiența pe care au acumulat-o și să-și pună în slujba cetățeanului toată energia pe care încă o au la vârsta aceasta relativ fragedă din punct de vedere politic. Într-adevăr, tinerii din ziua de astăzi stau de vorbă cu ei pe stradă, sunt dezamăgiți și pe bună dreptate sunt dezamăgiți de tot ceea ce înseamnă politică, pentru că cred că la fiecare alegeri venim cu un nou val de expectativă și niciodată nu ajungem să politicienii sau cei care ajung pe funcțiile acestea nu livrează la nivelul așteptărilor cetățenilor și în mod special la tinerilor. Și atunci e de înțeles, dar să nu te prezinți la vot sau să spui că nu te interesează politica, din păcate sistem de guvernare fără politica sau fără politic înăuntrul lui ca și sistem nu s-a inventat sau cel puțin eu unul nu cunosc. Să spui că nu te interesează la 20 ceva de ani, la urmă urmei în fața ta e toată viața, este momentul în care să iei atitudine. Mi-ar place, fiind cel mai tânăr dintre toți contracandidații, să-și îndrepte atenția asupra mea, dar la urmă urmei intenția de vot este la latitudinea fiecăruia. Nu poți să-i spui, doamne, votează-mă numai pe mine, pentru că ești cel mai frumos și cel mai deștept și de vreme acasă. Nu despre asta e vorba, dar tinerii din ziua de astăzi ar trebui să înțeleagă că fără o implicare activă în tot ceea ce înseamnă act politic sau act administrativ, nu vom reuși să schimbăm absolut nimic. Până la urmă, ce vor tinerii? Tinerii vor cred că, în primul rând, să fie băgați în seamă. Din păcate, până acum, am fost, și spun am fost, pentru că încă mă regăsesc în mișcarea asta, am fost oarecum marginalizați din punctul ăsta de vedere. Pe principiu, tânărul nu știe nimic, n-are experiență, lasă că știm noi ce e mai bine. Toate lozincile astea au lovit tinerii și i-au îndepărtat de tot ceea ce înseamnă administrație și politică. Cred că e momentul să ne întoarcem atenția în mod special către acești tineri, pentru că sunt viitorul acestei țări. Și dacă e să vorbim strict de Galațiul nostru, ce vom ajunge dacă în permanență tinerii ăștia își vor găsi joburi mai bune în altă parte, își vor întemeia familii în alte orașe sau în alte țări, vom ajunge încet, încet, uitați, hai să facem o analiză din anii 90, când am fost 305.000, sper să nu greșesc, de locuitori, cei mai mulți cât am fost pe raza municipiului Galați, am ajuns sub 250.000. În aproape 20 de ani, e un adevărat exod de populație. Și cu siguranță n-au plecat cei trecuți de prima tinerețe.
Au plecat tot tineri. Haideți să facem ceva și pentru oamenii ăștia. Ce face partidul și oferta? Dar nu trebuie să facă partidul. De fiecare dată lumea să uită musa. Eu nu spun că partidul nu e important. Dar nu partidul face. Ci oamenii exponențial pentru partidul respectiv. Bun. Ce fac oamenii exponenței partidului? În primul rând, o să vorbesc de ceea ce poate oferi proiectul meu și cam cum m-am gândit să-i convin pe acești tineri să rămână în Galați. Și în momentul în care voi vedea că, inclusiv dintre prietenii mei, nu vor mai părăsi acest oraș, nu neapărat pentru că nu le merge business-ul bine, nu neapărat pentru că, nu știu, nu mai au prieteni aici, ci pentru că nu se mai regăsesc în modul acesta de trai, de zi cu zi. Ceea ce face, în primul rând, municipalitatea și un primar bun, trebuie să atragă tinerii specialiști aici, la Galați. Și când spun tinerii specialiști, mă refer în primul rând la doctori, pentru că avem și aici o problemă de cadre. Ne pleacă și acești doctori imediat ce termină facultățile, Irlanda, Anglia, Franța, locuri unde, într-adevăr, sunt mai bine plătiți. Dar dacă nu le putem oferi niște salarii mai bune, pentru că nu ține de municipalitate în a le da salarii medicilor, putem, în schimb, să facem un program de alocare a unor locuințe din fondul locativ al primăriei pentru acești oameni, pentru specialiști, pentru tot ceea ce înseamnă medic, tineri, profesori, pentru ingineri, pentru inginerii IT-iști, pentru a-i menține aici. Pentru deci că cu ceilalți care au nevoie de locuințe, ce faceți? Este ajuns și acolo. E un cu totul alt proiect. Oamenii aceștia, din punctul meu de vedere, reprezintă motorul, pentru că fără sănătate și fără educație, degeaba ai ce munci dacă n-ai unde să te tratezi și n-ai unde să te educi. Eu așa o văd, poate greșesc. Când vine vorba de ceilalți, pentru că m-ați întrebat, oameni cu venituri ceva mai mici. Există un proiect, cred că singurul de altfel viabil pe care l-am văzut în ultimii 4 ani de zile cu aceste locuințe sociale, în programul căruia pot intra, se pot înscrie prin depunerea unui dosar și unei cereri la fondul locativ, serviciul de fond locativ din cadrul primăriei, toți tinerii care doresc o locuință din partea primăriei. Primăria are în momentul de față aproximativ 4.500, sper să nu greșesc, de apartamente la nivelul municipiului Galați. E un număr consistent pe care, cu o gestionare mult mai bună și cu un regulament de acordare a lor mult mai facil, pentru că în momentul de față regulamentul așa cum este el e scris, trebuie, nu știu, să fii cel mai bun, cel mai drept, cel mai simpatic, cu veniturile cele mai mari, cu cei mai mulți copii, pentru a putea intra în posesia unui apartament. E o nebunie întreagă. Dar știți că există persoane care au apartament închiriat de la primărie și care au propriile locuințe, iar acele apartamente închiriate de la primărie sunt subînchiriate? Se face o verificare de genul acesta? Am auzit de astfel de cazuri și cu siguranță vom face o verificare extrem de amănunțită. Asta dacă tot vorbim de locuințe. Exact, și de ANL-uri și de absolut orice. Știu cazuri la ANL-uri. Există... Sau chiar nu unul, chiar două apartamente. Există cazuri dintre acestea. Cu siguranță nu văd de ce ar trebui să profite sistemul, pentru că tot vorbim de sistem. Pentru că cel care a luat apartamentele a avut niște relații. Ok, lucrurile, credeți-mă, clasa politică se primenește. E această prigoană permanentă la care e supusă toată clasa politică. Ni se arată, nu știu, pisica, că e tot la modă expresia de către extrem de multe instituții ale statului. Să fii nebun, să mai faci în momentul de față altceva decât scrie la lege. Înseamnă că ești kamikaze. Înseamnă că n-ai înțeles absolut nimic din ceea ce se întâmplă în momentul de față în societatea românească și în clasa politică. Deci sunt lucruri atât de evidente încât să vrei să le omiți, înseamnă că ești absolut stupid. Revenind la ceea ce ar putea să facă municipalitatea în continuare pentru tineri. Tinerii din Galați mi se pare că n-au unde să se exprime nici artistic, să-i spunem. Dacă ați ajuns, nu știu, în München sau în alte orașe din Germania, autoritatea locală a înțeles lucrul ăsta și
Există și fonduri europene pe care le poți atrage pentru reconversia siturilor industriale sau zonelor industriale, care țin de municipalitate, evident, în zone de expoziție sau de manifestare artistică altfel decât convenționalul. O idee în acest sens este casa de apă, fosta casă de apă, cea care este în spatele plajei Dunărea, care este o suprafață imensă, unde sau care ar putea fi transformată într-o zonă în care poate cei care au spirit într-adevăr artistic și tot vedem mânjiți toți pereții cu tot felul de scrieri sau cu desene mai mult sau mai puțin inspirate, să le ofer o zonă în care să nu-i prigonească nimeni, să nu-i fugărească poliția locală, în care să aibă loc inclusiv expoziții de genul acesta. Poate fi transformată într-o zonă în care teatrul să fie jucat, pentru că după cum vedeți, a apărut acest teatru underground, să-i spunem, o formă de manifestare, altfel decât teatrul pe care l-am cunoscut noi atâția ani. Se joacă în baruri, se joacă în pivnițe, se joacă oriunde în altă parte decât pe o scenă obișnuită. Cred că zona respectivă se poate preta foarte bine pentru astfel de manifestări. Iar discuțiile astea și proiectul pe care vi-l spun acum, într-o oarecare măsură, să spunem că mi-aparține, dar așa cum am mai spus, proiectul cu care am venit în fața oamenilor se bazează pe un dialog permanent cu cetățenii și absorpția de la dumnealor de idei bune și foarte bune. Dar revenind la ideea de mai devreme, ideea asta a venit în discuție cu profesorii de la Facultatea de Teatru pe care o avem aici la Galați. Toți își doresc un spațiu neconvențional în care trupele de teatru care se înființează ad hoc în cadrul facultății să se poată manifesta. Dincolo de aspectele astea, sunt zone, aceeași zonă, dacă e să o exploatăm la maxim, care... Văd că nu e exploatată de vreo câțiva ani buni. Nici măcar n-am fost în stare să recondiționăm un bazin. Nu ca să avem de din nou ce. Cât de Eu cât o plajă. Eu vă spun cam ce cred că ar putea fi făcuți și nu pe banii municipalității, ci pe bani europeni. Revenind, pentru că ați adus aminte inclusiv de plaja Dunărea, toată lumea cere același lucru. Suntem de tot râsul, suntem între trei ape, poate că cele mai mari râuri și evident fluviu cel mai mare din România. Avem Siretul, avem Prutul și avem Dunărea. Suntem între trei ape, suntem înconjurați de ape și cred că suntem orașul cu cele mai puține arteziene și evident fără niciun fel de bazin unde cetățenii să poată duce să, nu știu, petreacă, dacă nu în timpul săptămânii, măcar în weekend, un moment la plajă cu familia sau să se ducă să înnoate. Asta pentru că autoritățile de până acum au tot rostogolit niște probleme de la unul la altul, pe principiu, domnule, poate nu se sparge buba la mine și eu pun în brațe celuilalt. Uite că buba s-a spart și din păcate de aproape 2 ani de zile, în continuare, nimeni nu s-a gândit, măcar să știu că bazinele sunt crăpate. Nu e o investiție atât de mare, am înțeles. Nu aduci la cotele cerute, poate, de cei mai exigenți dintre noi. Dar creează minimum necesar pentru ca oamenii ăștia să aibă unde să se ducă. La fel și cu... Știți, am întrebat la primărie și primăria a zis, domnule, nu ține de noi, ține de gospodărire urbană, care a fost până și de curând... gospodărire urbană cu banii de unde? Care e societate comercială. Societate comercială, dar care funcționează într-o proporție covârșitoare pe relația comercială pe care o are cu primăria. Cu primăria, ok. Au fost, societatea comercială, societatea aceasta comercială și orice altă societate a primăriei nu este proprietar pe bunurile respective, doar le administrează. Dacă okay. Mâine dă faliment gospodărerea urbană, asta înseamnă că poate veni executorul și să preia bazinele? Nu, sunt ale Bine, municipalității. Nici n-ar avea ce să preia. Nu, dar ca principiu. De când sunteți dumneavoastră director, ați auzit pe la ședințele de Consiliu sau în ședințele cu celelalte servicii de o cerere din partea gospodăririi urbană? Hai, domnule, să facem ceva acolo. Și primarul să spună nu?
Sincer, da, acum un an și ceva am auzit de o astfel de cerere. A existat tot felul de discuții vis-a-vis de cine a încasat până acum banii pe bilete, unde s-au dus, de ce nu s-a făcut nimic, într-adevăr, și de la o ceartă dintre aceasta, cine și cui a profitat plaja, s-a ajuns a fi lăsată la modul la care este. Trebuie să pui extrem de mult suflet în tot ceea ce faci. Dacă nu ești pasionat și dacă știți să spune că omul sfințește locul. Uitați-vă, sunt alte primării care performează tocmai pentru că oamenii care au ajuns acolo, fiți siguri că au venit cu sufletul deschis și toată energia pe care au avut-o, au pus-o în slujba cetățeanului. Din păcate, la Galați nu s-a întâmplat asta, cred că niciodată de după 90. Și administrația publică în sine, ca și concept, așa cum pentru fiecare meserie trebuie să ai aplecare sau nu știu, trebuie să ai niște veleități în sensul ăsta, să știți că e ca oricare alt job, administrația publică. Trebuie să o înțelegi. În primul rând, sunt extrem de mulți oameni care nici după 4 ani, după 8 ani, după extrem de multă vreme, habar n-au cu ce să mănâncă. Administrație publică. Pe cuvântul meu. Dacă îi întreb acum pe o parte dintre ei ce societate se ocupă cu ce în cadrul primăriei, am curaj să îmi pun, nu știu, salariul pe următoarele 6 luni, gajcă, 90% dintre ei habar n-au. Din primărie, ziceți? Și de pe lângă primărie. Că veni vorba de primărie, unul din contracandidați spunea că n-ar fi rău dacă tot departamentul juridic a pierdut amfanfar o grămadă de procese în ultimii ani, cele mai multe dintre ele pe neprezentări, ceea ce ridică niște mari semne de întrebare, poate n-ar fi rău să rămână la așa, acest departament la nivel de semnături de hârtii și cam atât și să angajăm ca primărie o casă de avocatură cu adevărat... Lucrul ăsta s-a făcut deja. S-a făcut, da. Procesele tot așa s-au pierdut de către primărie. Într-adevăr, eu... Ce ziceți? E o idee? Pentru că sunt foarte mulți care se plâng de acest departament juridic. Și nu de ieri, nu de alaltă ieri, departamentul cel puțin 10 ani, dacă nu chiar mai bine. În principiu, cel puțin în accepțiunea mea, deși din punct de vedere legal, spune că odată ce ai departament juridic, ar trebui să ai și reprezentare în instanță. Vis-a-vis de cazurile de care sau la care făceați dumneavoastră referință cu neprezentarea la procese și evident pierderea lor pentru că nu te-ai apărat, la momentul respectiv știu că au fost tot felul de scuze, nu ni s-au dat bani să ne ducem pentru că erau strămutate procesele în alte zone ale țării și evident că deplasarea juriștilor ar fi costat. S-a invocat că primăria la momentul respectiv nu avea bani, dar dacă pui în balanță câteva milioane pe care le-ai fi dat pentru transport diurnă și orice alte cheltuieli acolo, cu faptul că s-au pierdut procese de milioane de euro sau dacă nu de zeci de milioane de euro, ai fi văzut că era o minimă investiție, era o picătură într-un ocean. Da, așa s-a judecat la momentul respectiv. Cei din departamentul juridic, într-adevăr, semnează de legalitate. Așa este regulamentul, așa este regula, ca o hârtie până când ajunge la primar sau la directorul general să treacă prin toate departamentele necesare pentru a fi verificat pe bucățele. Din punct de vedere juridic, dacă e ok, din punct de vedere al controlului financiar de gestiune, dacă e ok și tot așa. Într-adevăr, din păcate, acum și-o spun din păcate, cel care răspunde, sau singurul care răspunde, este cel care semnează ultimul, ultimul fiind primarul sau directorul general, care ar trebui să fie și cel mai bun jurist, și cel mai bun avocat, și cel mai bun economist, și absolut orice să fie toți într-unul. Ideea de a angaja o casă de avocatură care să-ți reprezinte interesele nu e o idee tocmai rea. Trebuie văzută dacă într-adevăr este în limitele legalului sau nu. Este singurul lucru pe care trebuie să-l vezi. În rest, faptul că îți iei un om extraordinar de bun sau bun, care să-ți reprezinte interesele și nu ți le reprezintă doar pe ale tale ca și primar, ci interesele comunității, că la urmei cele zeci de milioane de care aminteam puțin mai devreme sunt plătite să răsfrâng într-o mică sau mai mare măsură, inclusiv asupra cetățenilor.
faptul, orice face primăria, bun sau rău, se răsfrânge asupra cetățenilor. Deci ideea de a angaja o societate de avocatură care să-ți reprezinte interesele, mi se pare una bună. Ok, emisiunea s-a încheiat. Dacă tot rămânem pe subiectul ăsta, vă gândiți să veniți cu o ofertă de angajare pentru tineri? De angajare în cadrul primăriei? De orice natură. Dacă aveți proiecte, apelați la tineri. Dacă sunt, de exemplu, licitații, sau de ce nu gândiți niște accesări de fonduri europene? Veți apela la tineri sau la aceleași departamente cu aceleași minți luminate? Haideți să lămurim un aspect. Nu și-au dovedit utilitatea. Dacă vrem să fim acum demagogi și să spunem, să transmit un mesaj strict pentru tineri și să spun, da, domnule, voi merge strict numai pe tineri, aș minți crunt. Și lucrul ăsta s-ar întâmpla din următorul lucru. Angajații primăriei, marea lor majoritate, au statut de funcționar public. Prin urmare, statutul îi protejează. Singurul lucru pe care un primar bun îl poate face este într-adevăr să găsească un loc unde fiecare persoană care e deja angajată a primăriei să performeze. Este principalul atribut a unui manager să poată să aibă capacitatea de a scoate cei mai buni din fiecare om, pentru că eu sunt sigur că inclusiv oamenii pe care îi avem în momentul de față în primărie pot performa la cu totul și cu totul alte standarde decât cele la care au fost obișnuiți sau cele care le-au fost cerute până acum. Doar că trebuie, dacă vreți să folosim un termen din sport, trebuie să joace pe poziția care este avantajoasă lui. Degeaba pui un om care cred că are veleități de interacțiune cu cetățeanul, să-l scoți din front office, de acolo unde ar putea avea un dialog extrem de decent și de frumos cu omul, atunci când vine cu o problemă, și să-l ascunzi prin nu știu ce hârțoage, pe nu știu unde, prin spate, pe acolo. Fiecare cred că e bun să facă ceea ce îi place. O analiză foarte pertinentă asupra fiecărui angajat a primăriei, cu siguranță se va face și cu siguranță se va ține cont și de părerea lor atunci când noua organigramă va fi făcută. Să mergi pe premiza că vei încuraja achizițiile publice, nu ai cum să le ghidezi, înseamnă a erija cumva regulile pe care OG34 le impune. N-ai cum să le ghidezi către tineri, că n-ai cum să ceri în caietul de sarcini, vă rog frumos, patronul societății să-și declare vârsta. Cred că ați înțeles exact ce vroiam să spun. Faptul că e nevoie de tineri, ceea ce ați spus. Asta fără doar și poate, și că nu se există. Poate apela la fondurile inteligența europene. Lor, dacă vreți. Asta, la dorința lor are de muncă. Primăria încă are nevoie de oameni. Sunt 295 de posturi în momentul de față și nu sunt toate ocupate. Posturile pe care le mai avem vacante, cu siguranță e nevoie de un nou suflu, de o nouă abordare. Ceea ce nu atrage tinerii de a intra în administrația locală e faptul că salariile nu sunt tocmai tentante. Marea majoritate a lor, trebuie să o spunem pe aia dreaptă, intră cu minim pe economie în momentul de față. Ceea ce nu mi se pare normal. Cum poți atrage un specialist în cadrul administrației dacă nu-l motivezi? Tânărul ăla poate mai mult ca oricând are nevoie de stimulente, are nevoie de o viață socială, are nevoie de a-și întemeia o familie. Cu un minim pe economie nu prea tentăm, din păcate. De aceea aștept, eu unul, și o vorbesc acum strict în nume personal, chiar aștept cu extrem de mare neliniște să văd cum va arăta exact legea salarizării pe care guvernul urmează să o dea. Pentru că inclusiv administrația publică, viitorul ei, ține de această lege. Vom avea specialiști și oameni care vor veni cu plăcere la muncă, care își vor face treaba la standardele pe care toți cetățenii le cer de altfel, și atunci când vom avea niște salarii decente pentru cei care abia intră să lucreze în primărie. Mulțumesc foarte mult pentru această emisiune. Vă mai aștept la ediție specială. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Rămâneți alături de TV Galați. La revedere!